Informație de ultim moment, a fost prins bărbatul suspectat că l-ar fi înjunghiat și incendiat pe pasnicul unei baze sportive din Mamaia. Este vorba despre un bărbat de 49 de ani care a și fost reținut pentru 24 de ore. Colega noastră Cătălina Buzoianu ni se alătură în direct cu mai multe detalii. Cătălina, bună dimineața, ce ai reușit să afli? Bun găsit, noaptea trecută a fost prins bărbatul în vârstă de 49 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de omor. El a fost deja depus în arestul preventiv al IPJ Constanța, iar astăzi urmează să mai fie audiat în continuare de procurori. A fost audiat noaptea trecută, însă cercetările și audierile vor continua pe parcursul acestei zile, urmând ca ulterior să fie prezentat în fața magistraților constanțeni cu propunere de arestare preventivă. Vă reamintesc că bărbatul este suspectat că ieri dimineață l-ar fi atacat pe pasnicul unei baze sportive în incinta unei gherete în care acesta se afla. Se pare că între cei doi a existat mai întâi un conflict verbal, iar ulterior agresorul l-ar fi înjunghiat și apoi, ca să-și ascundă cel mai probabil faptele, l-ar fi și incendiat pe bărbatul în vârstă de 69 de ani. Puțin după ora 7 și 15 minute, medicii sosiți la fața locului au constatat decesul și ulterior polițiștii au preluat, vă spuneam, cercetările în acest caz, în care individul este acuzat de săvârșirea infracțiunii de omor. Dacă va fi găsit vinovat, îl așteaptă aproape 20 de ani de închisoare. Cătălina, mulțumesc!